Și așteptăm ca Dumnezeu să vină și să facă ceva. Marea poruncă a Domnului Iisus a fost mergeți și marea trimitere. O știți? Mergeți și faceți ucenici în numele meu. Nu. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile Pământului. Nu. Vedeți cum suntem. În urechii, în urechile la primii creștini, la ucenicii care au întors lumea asta cu susul în, în jos, le era așa de clară marea trimitere. Și au ajuns creștinismul și până la noi în România și am auzit și noi și când, parcă uităm marea asta trimitere, care nu e doar pentru copiii lui Dumnezeu, apostolii de atunci. Așa a ajuns creștinismul și credința în Dumnezeu la noi astăzi. Marea trimitere. Mergeți sau mergând, o altă traducere, mergând să faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Ok? Mergeți sau mergând. Ori să mergeți undeva de unde stați voi de la căldut, să mergeți. Asta le-a zis Domnul Iisus la ucenici, da? Și stăteau în Ierusalim, ce călduți și ce bine e între noi aici, până a trimis Dumnezeu persecuția. Și atunci s-au împrăștiat. Până ne-a trimis Dumnezeu persecuția, deși le-a zis, eu merg, și s-a înălțat dintre ei. Ok? A mers până n-a trimis Dumnezeu persecuția, nu s-a dus. Biserica nu s-a împrăștiat. Țineau pentru ei acolo informația. Țineau pentru ei. Broșurica asta, pe care o aveți în mână, este o colecție de 3 broșuri puse într-una. E un curs de alege viața. E o metodă de a prezenta Evanghelia, ok? Că de multe ori suntem așa de confortabili și așa stăm noi la călduți în bisericile noastre și am uitat de rolul bisericii. Dacă Dumnezeu te-a răscumpărat, ți-a dat un scop în viață. Scopul din viață nu este să mănânci cât mai bine, cât mai sănătos, să mai mergi pe la sală. Nu, scopul e mult mai măreț decât tine. Scopul este mult mai măreț decât mine. Scopul e să împrăștiem împărăția lui Dumnezeu. Ăsta este rolul creștinilor. Asta trebuie să facă biserica. De multe ori nu facem lucrul ăsta pentru că nu știm cum. Pur și simplu nu știm cum. Dacă te-a sunat un prieten din spital, care e pe moarte, și ți-ar spune, haide la mine, știu că tu ești credincios, haide la mine și spune-mi, în ce ar trebui să cred ca să nu merg în iad? Ai merge acolo și ai spune, Iisus te iubește. Ce ai spune? Există Evanghelie, există o sămânță completă a Evangheliei, care odată ajunsă în inima lui, poate să aducă rod. Există jumate de sămânță, care poți să-i spui la un om, dar că poți să-i spui la prietenul tău, Domnul Iisus te iubește, cred că ajungi în cer. Hai, fai. Nu. Vreau să vă citesc un pasaj care spune că noi putem face și ar trebui să facem, însă foarte mult, extraordinar de mult, ține de Dumnezeu. Ok? Să spunem că am înțeles marea trimitere. Toți de aici. Am înțeles marea trimitere. Ok? Știm cum se face. Și plantăm sămânța. Și mergem la prietenul nostru în spital. Și îi spunem tot ce ar trebui să-i spunem. Și în seara asta despre asta vorbim. Despre lucrurile astea care ar trebui să le audă un om. Sămânța completă a Evangheliei, ca el să creadă. Romani, capitolul 10. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Mai zic o dată. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea. Și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum
este, după cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Astea sunt doar câteva versete și ultimele care le citim din Biblie. Și versetele astea spun că trebuie să fie o mărturie, o mărturisire cu gura, ok? Și o credință în inimă. O credință în inimă în ce? O mărturisire cu gura că ce? Ok? Și despre asta o să vorbim. Apollo a udat. Eu am sădit, spune Pavel. Ascultați ce spune Pavel. Eu am sădit. Apollo a udat. Dar Dumnezeu a făcut să crească. Asta nu e împrejură încă. Ok? Eu am semănat, spune Pavel. Apollo a udat. Dar Dumnezeu face să crească. Asta trebuie să spunem, a trebuit să spun înainte să intrăm prin broșura asta, care cred că cuprinde mesajul Evangheliei. Și ideea mea este că oricât ne-am strofocat noi, Dumnezeu face să crească. Eu am semănat, Apollo a udat, dar Dumnezeu face să crească. Și Dumnezeu face să crească când vrea El să învățe Evanghelie. Dacă chiar mergi la prietenul tău în spital și îi spui toată Evanghelia, Dumnezeu face să crească. Întotdeauna trebuie să ne aducem aminte lucrul ăsta. Sunt predicatori care încep să predice Cuvântul lui Dumnezeu și parcă iau și rolul Duhului Sfânt. Și vor să convingă oamenii. Ei bine, partea noastră este să spunem Evanghelia, să plantăm sămânța. Dumnezeu o face să crească. Mă sună ieri Codruța, eram în mașină, mai știi, și îmi spune o chestie, mai știi lalelele alea care le-am plantat noi în toamnă? Au încolțit. Și am început să le dau, am tras pe dreapta și m-am gândit, exact așa este și cu Evanghelia. Spunem Evanghelia cuiva, dar Dumnezeu face să crească când vrea El. Poate noi plantăm sămânța sau poate o udăm, dar Dumnezeu face să crească când vrea El. Noi am vrea imediat, probabil, să vedem rezultate imediat. Ok. Deci, cum spuneam, broșurica asta pe care o să citim în următoarele 10 minute și apoi închidem, e ce cred eu personal că ar trebui să audă un om. Sămânța Evangheliei, ca să poată să răspundă, ca să poată să mărturisească cu gura lui și să aibă credința aia în inimă, ca să fie mântuit și să meargă în cer. Pentru că, spune la punctul 1 aici, că Dumnezeu te iubește și are un plan minunat pentru viața ta. Cerul, raiul, un dar fără plată. Asta vrea Dumnezeu de la fiecare. Ok? Spune Cuvântul lui Dumnezeu, El nu vrea moarte păcătosului. Așa că prietenul tău, sau persoana cu care o să vorbești, ăsta e unul dintre primele lucruri care trebuie să le înțeleagă, că Dumnezeu îi vrea binele, că Dumnezeu îl iubește. Ok? Dumnezeu te iubește și are un plan. Și planul ăsta e cerul. Am fost creați să avem părtășie cu Dumnezeu. Păcatul ne-a separat. Păcatul a fost un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Ok? De aceea, spune mai jos, religiozitatea ta, faptul că faci tot ce încerci, eforturile tale personale, faptele tale bune, oricât ar fi de bune, oricât ar fi de multe, nu-ți pot câștiga un loc în cer. În tradiția românească există cântarul, da? Lasă că fac puțin mai multe fapte bune și totuși să trag între un cântar și m-am scos. Asta e gândirea la majoritatea românilor. Nu funcționează așa cu Dumnezeu. Imaginația noastră nu înseamnă că de acum Dumnezeu să zică, hai că ăștia au avut o idee grozavă, hai să o facem cu cântarul. Nu. Ok? Biblia spune că prin har ați fost mântuiți. Prin credință. Și aceasta nu vine de la voi. Cât mai clar de atât se poate. Aceasta nu vine de la voi, ci este darul cadoului Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Nu prin fapte. Ok? Asta ar trebui să înțeleagă, în primul rând, prietenul nostru, cel care nu cunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeu îl iubește, dar prin faptele Lui, prin eforturile Lui, prin meditația Lui, prin a căuta în El adevărul. Nu se poate să ajungă la Dumnezeu. De ce? Din cauza păcatului. Ok? Și dacă dăm pagina, spune acolo despre păcat. Omul este păcătos. În penitenciar, de exemplu, nu mai trebuie să insistăm pe punctul ăsta.
Sunteți păcătoși? Da, ce-i mai? Dar există oameni în postmodernismul ăsta, colegii ai voștri, care o să spun, e păcat. Adevărul e relativ. Cum adică să-mi faci tu, să-mi spui tu durerea asta psihologică de păcat, ar trebui să mă simt eu vinovat? Trăim într-o eră foarte ciudată când se ajunge la discuția la punctul ăsta despre păcat. Lumea nu vrea să audă despre păcat, nu vrea să se simtă vinovată. Adevărul tău e adevărul tău, nu există adevăr absolut. Ok? Adevărul absolut există. Și păcatul, spune aici, este călcarea legii lui Dumnezeu. Include lucruri cum ar fi minciuna, oftarea, înșelătoria, mânia, comportamentul imoral. Și este partea în care trebuie să înțeleagă că din cauza păcatului nu poate să ajungă în cer. Păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Biblia spune că toți au păcătuit. Toți au păcătuit. Și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și că plata păcatului este moartea. Cineva trebuie să plătească pentru păcat. Dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viață veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Darul fără plată al lui Dumnezeu este viață veșnică. În Iisus Hristos. Nu în noi înșine. Nu în eforturile noastre. Și unii spun, păi eu sunt destul de bun. Și apoi Biblia spune, cine păzește toată legea și greșește o singură poruncă, se face vinovat de toate. Ca să vedeți ce aspră e Biblia. La sfințenia lui Dumnezeu, la standardul lui extraordinar de înalt, unii au curajul să spună, eu cred că sunt destul de bine. Cuvântul lui Dumnezeu spune, ai încălcat o lege, dar ai încălcat pe toate. Cu nici un chip nu putem noi, datorită nouă, să ajungem în cer. De aceea, omul nu se poate mântui singur. Nu se poate. Dumnezeu este dragoste și ne iubește, dar este drept. Din cauza dreptății Lui, din cauza sfințeniei Lui, nu poate să treacă cu vedere păcatul. Și în Exod, spune Dumnezeu, nu socotește, adică Dumnezeu nu socotește pe cel vinovat, drept nevinovat. Nu poate să treacă cu vederea păcatului din cauza sfințeniei Lui. Și atunci, care este soluția? Una singură și este Iisus Hristos. Este singura soluție pentru eliberarea noastră de păcat. Ăsta ar trebui să înțeleagă prietenul nostru din spital care e pe moarte. Iisus Hristos este singura cale. Și despre Iisus Hristos trebuie să înțeleagă că era 100% Dumnezeu și era 100% om. Ok? Dumnezeul este infinitul Dumnezeu și om. 100% Dumnezeu și 100% om. Care a murit pentru păcatele noastre să plătească, a înviat și a mers în cer. Și a spus că merg să vă pregătesc un loc. Ok? Dumnezeu își arată dragoste față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și însuși Iisus a spus, eu sunt singura cale. Ecumenismul, unirea religiilor, încep să spună, pe partea asta de munte urci tu, pe partea asta de munte urc eu, tot la Dumnezeu ne întâlnim. Iisus Hristos a spus, a făcut din creștinism o religie foarte exclusivistă, o relație, să nu spun o religie, foarte exclusivistă. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu eu, și mai merge și cu Allah. E ok și dacă mergi cu Allah înainte, ajungi pe vădutul la Dumnezeu. Eu și Buddha, e ok. Și cu Buddha împreună facem, noi ajungem să fie bine. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Într-o lume în care trebuie să fii political correct, că nu poți să jignești pe ăla, ba da, creștinismul rămâne foarte exclusivist. Nu inclusivist deloc, lasă că merge și așa. Merge și dacă ești îmbălăcit în păcat, și dacă te căsătorești cu cine vrei și ești varză, merge, ok, toți mergem pe munte la Dumnezeu, nu? Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și dacă vrei să ajungi la Tatăl, ajungi prin Fiul Lui, prin regulile Lui. Pentru că este împărăția Lui. Pentru că Iisus a plătit, El oferă viața veșnică, ca un cadou. El oferă.
cerul, un dar fără plată. Și atunci întrebarea e cum pot primi acest dar al salvării? Și unii ar spune mătănii, merge în genunchi în jurul bisericilor, de la săraci, poate. Nu. Biblia spune credința. Trebuie să crezi și să te încrezi în Iisus Hristos ca Mântuitor. Iisus Hristos. Credința în Iisus Hristos. Și mulți confundă credința cu două lucruri. O simplă acceptare intelectuală. Să spui, cum a existat Nicolae Iorga, cum a existat Ștefan cel Mare, cred că a existat și Iisus în istorie. Cândva, acum 2000 de ani, că tot numesc ăștia anul Dominii și înainte de Hristos și după Hristos. Cred că a existat. Și credința mea, da, accept intelectual că a existat Iisus. Sunt și ceva mărturii istorice, deci cred că așa o fi. Și asta e credință. Asta nu e credință. Asta e o informație pe care o accept. A existat Eminescu, a existat Iisus. Acceptarea intelectuală aia nu e credință. O credință temporară, Doamne ajută, asta e credința temporară, Doamne ajută când ai de belea. După aia, salut Doamne, nu mai vedem? Asta nu e credința mântuitoare. Ok? Să te încrezi în Dumnezeu temporar, când vin crizele, să ai credință mântuitoare înseamnă să știi că există Iisus Hristos, că e real, să te încrezi în El și nu numai să spui, da, eu cred că El o să mă ducă în cer, ci să te, cu toată încrederea, cu toată puterea, să te așezi pe El. Asta e credința cu adevărat. Să te încrezi în El și numai în El pentru viața veșnică. Nu doar să vorbești despre El, ci să știi că El o să te ducă în cer. Și El este singura cale, pentru că Dumnezeu a zis că e singura cale. Ok? Și aici, la 4 suntem, ok? Are de-a face cu eul nostru. Sunt două cercuri acolo, vedeți, în primul, sinele nostru este pe tron. În viața mea fac ce vreau mușchii mei. Trăiesc cum vreau eu, dar cred că El merge în cer. Nu se poate. Hristos este pe tron și toată viața mea este închinată Lui. E al doilea cer. Ok? Asta înseamnă credință. Nu Iisus plus Mohamed. Nu Iisus plus faptele mele. Iisus Hristos punct. Credință în El punct. Ok? Și apoi, dacă un om înțelege lucrurile astea, dacă prietenul tău înțelege lucrurile astea, tot ce trebuie să facă este să întindă mâna, este să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, accept lucrurile astea. Ok? Credința, spune aici, este ca mâna cerșetorului, care nu merită darul ăsta de la un rege, dar îl primește. Există o atitudine a inimii, există o atitudine a minții, o schimbare a minții, care trebuie să se întâmple. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta, este versetul care l-am citit la început, dacă mărturisești, deci, cu gura ta, pe Iisus ca Domnul, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Asta este promisiunea lui Dumnezeu. Să crezi, să mărturisești cu gura ta. Asta înseamnă să spui ceva cu buzele tale. Eu, de exemplu, aveam 16 ani și am venit și eram într-o tabără creștină și am auzit Evanghelia acolo. Și acolo am spus cu gura mea, Doamne, sunt un păcătos. Și a spus, Doamne, de astăzi vreau să trăiesc pentru Tine, iartă-mi păcatele, vreau să fiu copilul Tău. Am întins mâna asta și am primit darul iertării. Și de atunci, frica mea de a merge în iad, visurile, coșmarurile cu mers cu iadul au dispărut. Și dacă ar fi să mor la noapte, știu sigur că merg în cer, la Dumnezeu. O decizie, o proclamare, dacă crezi și dacă mărturisești, ok? Mai jos este o rugăciune, este un exemplu de rugăciune. Nu există o rugăciune specifică, am pus acum un exemplu de rugăciune, dar Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie să fie o mărturisire cu gura a credinței tale. Ok? Și apoi, atât, am spus o rugăciune, mă botez și gata, ne vedem, încep. Nu. Biblia spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre.
Există o pocăință continuă, există o schimbare a minții continuă, există roadele Duhului care trebuie să se vadă, există daruri ale Duhului Sfânt care le pune în cel credincios. Dar dacă cineva a luat o decizie pentru Dumnezeu, suntem la ultima pagină, înseamnă că sunt parte din familia lui Dumnezeu. Ok? Chiar dacă am întâlnit un om care lucra în, în cele mai urâte ghetouri din Seattle și mi-a spus, am zis și cu ăștia, cu drogații, cum scăpați? Cum îi scăpați de droguri? Nu. Cu ăștia care fumează, cum faceți cu ei? Și el a zis, îi scăpăm întâi de droguri și apoi ne ocupăm și de să-i scăpăm de fumat. O, om care lucra și spunea Evanghelia la oameni, la cei mai prăpădiți oameni, înțelegea că este un proces, da, o înnoire a minții, o schimbare a comportamentului. De multe ori, Dumnezeu face minunea în viața unui om și schimbă complet și instantaneu. Nu mai dorește alcool, nu mai dorește droguri, nu mai dorește stricăciunea lumii. Dar de multe ori este un proces, o înnoire a minții, o pocăință, o luptă care trebuie să existe în viața fiecărui credincios. Ultima pagină sunt promisiunile Domnului Iisus. Vorbește despre siguranța mântuirii. De multe ori vine diavolul la cei care au auzit Evanghelia, la cei care au luat o decizie pentru el și spune, tu mă, tu încă păcătuiești, mă. N-ai tu treabă, nu ești tu copilul lui. Și de multe ori trebuie să mănâncem aminte lucrurile astea, versetele astea despre siguranța mântuirii. Tuturor celor ce cred în numele Lui, spune Ioan capitolul 1, tuturor celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Tuturor celor ce crede în numele Lui, le-a dat dreptul. Oricine va chema numele Domnului, spune în Roman 10, va fi mântuit. Cine crede în Fiul, are viața. Cine nu crede în Fiul lui Dumnezeu, nu are viața veșnică. Ce poate fi mai clar de atât? V-am scris aceste lucruri, spune Ioan, ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Cea mai des întâlnită întrebare în evangelizare, când vorbeam cu oameni, era, dar tu chiar, nimeni nu poate să știe, ăsta e primul răspuns, nimeni nu poate să știe dacă chiar merge în cer. Și eu le spuneam, da, bineînțeles că da, de asta a scris, de asta a venit Ioan, de asta a scris Ioan cuvintele astea, m-am scris aceste lucruri, adică epistola. Ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viață veșnică. În hinduism e nu se știe. Arabii nu știm. Creștinismul spune este o relație de siguranță. V-am scris aceste lucruri care să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viață veșnică. Aveți. Se poate ști de pe pământ. Asta e frumos la creștinism, că îți dă o siguranță. Există siguranță mântuirii. Și versetele astea, după ce prietenul tău din spital, sau poate nu din spital, îl primește pe Domnul Iisus, poți să-i aduci aminte versetele astea. Ok? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta a făcut Iisus Hristos pentru noi. Și ne-a dat un scop. Nu ne-a lăsat oricum. Bine, bă, aveți viață veșnică. Aveți biletul de mers în cer, îl împăturiți, îl puneți în buzunar și v-ați scos, ne întâlnim în cer. Nu, Dumnezeu ne-a dat un scop. Ok? Dumnezeu știe oamenii care caută pe El. Și ce, cu ce vreau să închei este să vă spun despre întâlniri divine. V-am mai spus despre lucrul ăsta. Întâlniri cu oameni care îl caută pe Dumnezeu. Cel mai ușor să spui Evanghelia la cineva este când ei te întreabă, când ai o ocazie excepțională. Și pentru asta vreau în încheiere să ne rugăm. Pentru întâlniri divine. Oameni care îl caută pe Dumnezeu, oameni care spun, Doamne, vorbește cumva, trimite pe cineva. De multe ori vorbim oamenilor și spun, da, nu mă interesează, dar există oameni care când încep să spui,
Și am întâlnit oameni care spune, de mult așteptam pe cineva să-mi spună lucrurile astea. Și cu bucurie primesc Evanghelia, pentru că pământul inimii lor este gata. Chemarea noastră ca și creștini nu este să fim vegetale, să vegetăm, să fim legume într-o biserică, să ne uităm două ore la ceafa celui din față și să plecăm acasă. Ok? Ne aducem aminte, marea trimitere este valabilă pentru noi. Scopul acesta de a împrăștia împărăția lui Dumnezeu este și pentru mine, este și pentru tine. Asta, broșurica asta, sper să fie o unealtă. Poate găsiți ceva mai bun, poate aveți idei cu ce am putea completa-o. Este important să fii pregătit pentru o întâlnire divină. De multe ori poate te-ai rugat, Doamne, folosește-mă în viața cuiva. Bine, te-aș pune față în față cu Iohannis, dar ce îi spui? Știi să-i spui Evanghelia, știi să-i spui, îi spui numai jumătate, Dumnezeu te iubește, cred că dacă ești ok, te lasă în cer. Trebuie să fim pregătiți. Vin musulmani în România, vin studenți în Cluj, o să mai vină o tonă, o să aveți ocazii să vorbiți cu ei. Dumnezeu o să vă deschidă ocazii, o să vină oameni la voi și să vă întrebe despre credința voastră. Oamenii sunt disperați, studenții nu au un scop în viață, sunt oameni deprimați pentru că nu știu pentru ce trăiesc. Țările nordice, cele mai bogate, rata sinuciderii, cea mai mare. De ce? Nu au un scop în viață, nu știu pentru ce trăiesc. Suntem creați spre slava lui Dumnezeu, suntem creați să nu ținem noi secret. Nu spune la nimeni, noi trăim pentru Dumnezeu. Nu, s-ar putea Dumnezeu dacă ne rugăm serios. Și vreau rugăciunea asta, să ne rugăm. Doamne, dă-ne ocazii să spunem despre Tine. Dumnezeu o să deschidă ocazii multe. Și când ajungi în cer, să sară oamenii în spatele tău, să te îmbrățișeze, să dea haluri și să spună mersi, că n-ai fost egoist și mi-ai spus și mie despre Dumnezeu, despre credința în El. Și acum, și apoi am trăit o viață plină de speranță. Un scop. Asta au nevoie oamenii și noi nu ne prindem. Îi vedem goi, îi vedem deprimați, nefericiți și ne întrebăm, oare ce să vreau? De ce merg în cluburi și caută puțin bumții speranță să le gâdele puțin sufletul, să simtă ceva, că s-au atrofiat simțurile lor? Îl caută pe Dumnezeu și noi îl avem. Și ar trebui să spunem despre El. Ok? Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Și putem să-i mulțumim lui Dumnezeu, în primul rând, că am înțeles Evanghelia Lui, că ne-a dat darul ăsta a credinței. Că într-o zi, sămânța pe care cineva a semănat-o, pe care altcineva a udat-o, a încolțit. Ok? Ăsta e un motiv de mulțumire. Putem să ne rugăm pentru întâlniri divine, pentru oameni care îl caută pe Dumnezeu. Și să ne ajute Dumnezeu să fim pregătiți când dăm nasul cu ei, când începem să vorbim cu ei. Ok? Și mai gândește-te la trei persoane care știi că ar trebui să vorbești cu ei. Și roagă-te în seara asta lui Dumnezeu. Poate o să ți le scrii în Biblie, poate ți le notezi pe telefon. Persoane pentru care să te rogi. Persoane pentru care să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, sunt dispus să vorbesc cu persoanele astea. Te rog mult, nu vreau să ajung în iad. Ok? Și așteaptă să vezi ce se întâmplă. Trei persoane. Gândiți-vă la ele. Rugați-vă pentru ele seara asta. Rugați-vă pentru întâlniri divine. Rugați-vă pentru cei care, prietenii voștri care nu cunosc cu adevărat pe Dumnezeu, ca El să facă sămânța să crească. Haideți-ne rugăm. Puteți să vă rugați cât mai mult și cu voce tare. Doamne, mulțumim că ne-ai dat bucuria asta și te-am cunoscut cu Tine, singurul Dumnezeu adevărat. Și mulțumim, Doamne, că ne-ai dat un scop în viață de a spune și altora despre Tine. Oameni care au nevoie de Tine, oameni care nu au scop fără Tine, nu au bucurie, nu au speranță fără Tine. Și mă rog, Doamne, pentru tinerii care suntem aici, să ne luăm în serios viața de creștini, să fim gata să spunem oamenilor despre Tine, să fim echipați, să ne echipăm, să căutăm, să înțelegem cu adevărat care este sămânța Evangheliei. Și mulțumim, Doamne, pentru ocaziile multe pe care o să ni le dai, să spunem la oameni despre Tine și te rugăm, Doamne, să faci Tu sămânța Evangheliei să crească.
și ei să creadă în tine și într-o zi să ne bucurăm cu tine în cer. Așa te rugăm, în numele Domnului Iisus. Amin. Doamne, cum aș putea vreodată să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine? Prin harul Tău minunat, Doamne, și îți dăm șansă, Doamne, să mă numesc copilul Tău și să-mi rog.